Unere controversată a cancelarului german Angela Merkel, șefa guvernului de la Berlin, a venit cu ideea închiderii tuturor stațiunilor deschide din Europa pe durata sărbătorilor de iarnă. Ideea a generat însă controverse, mai ales în Austria, o țară cu un turism de iarnă foarte dezvoltat. De altfel, cancelarul austriac Sebastian Kurz a și declarat că situația stațiunilor deschide nu este o problemă în care Uniunea Europeană să se amestece. Într-un discurs susținut în Bundestag, Angela Merkel a admis că ideea unei închideri la nivel european a stațiunilor de schi ar fi o măsură greu de implementat, dar a punctat că ar fi necesară pentru reducerea răspândirii coronavirusului. Nu de aceeași părere a fost însă și cancelarul austriac Sebastian Kurz. Acesta a declarat că situația stațiunilor de schi nu este o problemă în care Uniunea Europeană să se amestece. Iar ministrul austriac al turismului, Elisabeth Köstinger, a transmis că sărbătorile de iarnă se vor desfășura în siguranță. Asta deși stațiunea Ischgl de pildă a devenit notorie în prima parte a pandemiei din cauza faptului că a fost una dintre principalele surse de infectare cu noul coronavirus din Europa. Aproximativ 6000 de oameni din 47 de țări sunt suspectați că ar fi contractat virusul în timp ce se aflau în Ischgl, iar autoritățile locale sunt anchetate pentru că ar fi știut de situație și nu ar fi făcut nimic pentru a nu i speria pe turiști. Pentru Austria turismul de iarnă este o importantă sursă de venit. Aproximativ 4% din PIB-ul provin din acest sector, asta însă în condiții normale. Și Comisia Europeană a precizat că decizia închiderii stațiunilor de schi ține de competența guvernelor naționale, nu de cea a Uniunii Europene. Bruselul a adăugat însă că statele membre ar trebui să coopereze și a avertizat că o ridicare prea rapidă a măsurilor de izolare ar putea duce la o nouă răspândire a virusului. Și ministrul bulgar al turismului a respins propunerea Germaniei, afirmând că au fost luate măsuri stricte de siguranță. În Italia, un alt stat membru cu un turism de iarnă dezvoltat, premierul Giuseppe Conte a anunțat deja că toate stațiunile vor fi închise cel puțin până pe 10 ianuarie. Și în Italia, măsura a generat nemulțumiri în rândul autorităților locale din nordul țării, care au precizat că turismul s-ar desfășura în condiții de siguranță. Iar în Franța, premierul Jean Castex a spus că stațiunile vor rămâne deschise, dar fără gondolele funcționale. Europa este în continuare principala sursă de infectare cu coronavirus la nivel global, cu peste 200.000 de noi că cazuri și peste 5.000 de decese pe zi. În total, până la această oră, autoritățile statelor europene au raportat aproximativ 16,7 milioane de infectări și peste 382.000 de decese.